Conform legii, inspectoratul școlar, Consiliul Administrator Inspectoratul Școlar, nu dă avize sau pentru schimbări de destinație. Noi pur și simplu analizăm cererea și o retransmitem către minister, ministerul fiind cel care decide asupra schimbării sau nu a destinației unor clădiri și spații care au aparținut ministerului. Există posibilități multiple. Trebuie să luăm în considerare, spre exemplu, apariția conceptului de învățământ profesional dual și acolo se poate dezvolta o bază pe acest subiect. Acesta a fost un exemplu. Dar mai sunt și multe alte exemple. Un spațiu de învățământ nu trebuie distrus. Educația trebuie respectată. Un popor care nu are educație este un popor pierdut.